Orșova este în plină dezvoltare, așa zisul bloc California va fi înlocuit de noi blocuri speciale pentru care primarul Marius Stoica a semnat contractul de proiectare și executare a lucrărilor. Locuitorii din acel bloc și nu numai urmează să aibă parte de condiții ridicate de trai. Moment istoric pentru Orșova. Primarul Marius Stoica a semnat unul dintre cele mai importante contracte de investiție pentru municipiu și cetățenii acestuia, de care se ocupă îndeaproape. Este vorba despre contractul de proiectare și executare lucrări, contract care garantează construirea celor 4 blocuri sociale pentru locatarii așa zisului bloc California. Ieri am reușit să semnăm contractul pentru proiectare și executare a lucrării ce vizează construirea 4 blocuri sociale. O investiție care este finanțată în mare parte de către Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării, avându-se la bază legea locuințelor sociale, legea 144/1996. Valoarea aproximativă a investiției se ridică undeva la 8 milioane de euro. Mare parte din această sumă este plătită de Ministerul Dezvoltării. O parte, cam aproape 10% din această sumă, vine de la bugetul localității noastre. Deci intrăm în linie dreaptă cu construirea blocurilor sociale. Avem și anumite termene, 4 luni pentru efectuarea proiectului tehnic, iar pe ansamblu execuția celor 4 blocuri nu trebuie să dureze mai mult de 36 de luni. Ceea ce înseamnă practic 3 ani. Am discutat cu firma care a câștigat licitația, este o firmă serioasă, deja s-a făcut predarea amplasamentului unde urmează să fie construite cele 4 blocuri. Dânsii sunt dornici de a începe construirea lor cât mai repede, îi asigur și pe această cale, la fel cum mi-am asigurat stând de vorbă față în față, că autoritatea publică locală reprezentată de mine va fi alături de ei și îi va ajuta în toate demersurile de obținere a autorizațiilor și toate celelalte avize cât mai repede pentru a ne putea încadra în termenele prevăzute în contract. Asigur încă o dată cetățenii Orșovei de faptul că în cel mai scurt timp vom începe construirea acestor 4 blocuri, astfel că la momentul când le vom avea construite, locatarii blocului California vor fi mutați în apartamente noi, cu bucătărie proprie, cu baie proprie, condiții umane până la urmă și pentru acești oameni care sunt loviți de soartă. Lucrările vor începe după ce va fi făcut proiectul tehnic, document care are ca și termen de execuție 4 luni. Apoi, în termen de maxim 3 ani, vor fi gata și cele 4 blocuri, în total 120 de apartamente, dintre care 55 vor fi garsoniere și 65 vor fi apartamente cu 2 camere. O mare parte din bugetul alocat construirea acestor 4 blocuri vor fi alocați de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării, iar în procent de aproximativ 10%, bani din bugetul primăriei. Peste 3 milioane de lei. Cetățenii sunt încântați de faptul că primarul se ocupă de o zonă deficitară a orașului și susțin faptul că persoanele care locuiesc în aceasta au mare nevoie de condiții de trai mult mai bune. Dea Dumnezeu, eu aș vrea, domnul primar, să facă. Că-l votăm în continuare, dacă. Dar să se facă. E bun, e bine, să încerce. Și locatarii o să aibă condiții și mai normal, și de asemenea, e bine și pentru ei, și pentru dânsul. E foarte bine că se implică și trebuie mai mult să se implice, așa zic eu. Părerea mea, să fie și ceva, na, să arăte și altele în orașul, da, mai exemplu și de la alți primari, să se implice foarte bine. Aceștia susțin de asemenea faptul că această zona orașului nu este foarte plăcută din punct de vedere peisagistic, dat fiind faptul și că se află în apropierea liceului și a spitalului. Așadar, văd necesară această investiție atât pentru oraș cât și pentru cei care locuiesc în acel bloc. Părerea noastră, cetățenilor, ar fi plăcută, că stau urât în mijlocul orașului, lângă școală, lângă spital. Credeți că este nevoie de această investiție? Este, este, da. Și ce părere aveți despre faptul că urmează ca familiile beneficiare să locuiască într-un loc cu totul nou? Iarăși un lucru bun. Lumea se modernizează. Iar și mutar, schimba și aspectul orașului, a renovat pe astea vechi. Și ar fi un lucru bun, nu e o problemă să facă. Chiar și pentru locatari, pentru că au niște condiții precise. Da, bineînțeles, sunt mulți nefamiliști, sunt mulți care n-au unde să stea. Aia ar fi bun. Până la urmă, cei care sunt reprezintă niște cazuri sociale au nevoie de o locuință cu niște condiții decente. Da, bineînțeles, măcar acolo o bucătărie, o baie, o cameră,
Ele s-au mai făcut ceva aneleuri pe aici și iară s-au ocupat, e un lucru bun. E bună treaba. Datorită primarului municipiului Orșova, Marius Stoica, acest oraș turistic de pe marginea Dunării a căpătat o înfățișare nouă prin toate investițiile realizate cu iscusință și menite să asigure cele mai bune condiții de trai pentru cetățeni.